Emisiunea aceasta se numește Reghin Exclusiv și își propune să aducă în fața telespectatorilor oamenii din comunitate. Păi, în acest moment ne aflăm în unul dintre cele mai renumite servisuri auto din municipiul Reghin, un serviciu auto care efectuează și inspecția tehnică periodică. Iar dumneavoastră, domnul Negoiță, sunteți unul dintre cei care a fost în acest serviciu încă de la început. E foarte grea meseria pe care o aveți dumneavoastră și chiar de aici vreau să începem. Cum ați devenit tehnician auto? V-ați dorit asta în mod special? Trebuie să recunosc că chiar îmi doream să lucrez în auto, pentru că e o meserie care mi-a plăcut întotdeauna. Eram pasionat de mic de automobile, ceea ce însemna la vremea respectivă automobile. Nu este o meserie grea, este o meserie plăcută dacă știi să cauți, să găsești ceea ce trebuie să găsești, dar să înțelegi sistemul. Dacă înțelegi sistemul, poți să repare o mare parte din sistemele care se defectează. Aș compara-o cu medicina umană. Nu, la medicină este mult mai greu. Nu poate fi comparată. La medicină, dacă se greșește, poate fi fatală. În schimb, și în acest caz? În auto, dacă se greșește, se înlocuiește piesa respectivă sau ansamblul respectiv și mașina funcționează. Nu e nicio problemă. Deci, aici poate fi eroare umană. Eroarea umană se plătește ori de cel care o strică, ori de cel care n-a montat-o bine. Deci sunt și cazuri, au fost cazuri și înainte, deci chiar în vechile timpuri apuse când s-a stricat o piesă și a trebuit să plătească mecanicul pentru că n-a fost montată bine. Bine, dacă este justificată această problemă. Nu este o meserie grea, este chiar o meserie plăcută. Eu zic că mecanica e necesară pentru că vedeți că suntem într-o comunitate și dacă suntem într-o comunitate nu putem circula decât sub controlul anumitor persoane care fac acest control și care dau dreptul de circulație la aceste vehicule. Meseria e frumoasă, atâta pot să vă spun că îmi pare bine când văd copiii care se pregătesc din nou. Chiar acum avem în cadrul societății, pe care înțeleg că n-am voie să o denumesc, copiii tineri care vor să învețe meserie. Și asta e bine. Există școală de specialitate care să fie și de calitate? Există. Să știți că avem profesori foarte buni. Avem centre în București, avem centre în Cluj, avem centre în Sibiu, și nu numai, cu profesori de calitate, cu profesori care doresc să învețe tinerii ca să poată merge mai departe. De ce? Pentru că ce se întâmplă? Tehnica a avansat foarte mult. Noi, eu venind un pic din regimul vechi, mașinile au evoluat foarte mult pe probleme informatice. Vedeți, totul este calculat, este gândit de un calculator, computerizat. Deci trebuie să... Deci mecanica nu mai este ca pe vremuri, că ai un ciocan odată, un strung și un aparat de sudură și te apuci și repare o mașină. Îți trebuie echipamente speciale, trebuie să ai cunoștințele necesare, trebuie să ai know-how-ul respectiv ca să poți să te informezi, ca să faci un lucru de calitate. Și atunci se poate face un lucru chiar bun. De câți ani practicați această meserie? Păi de când mă știu, adică din 1974 sunt chiar în domeniul auto, pentru că în 1974 am fost angajat la IRA la Cluj. De acolo am început, de fapt. Era o uzină care făceau reparații capitale, unde puteai să spui că mașina era relativ 90% recondiționată, ca și când ar fi o mașină nouă. Se făceau lucruri enorm de frumoase pe timpuri. Păcat de acele întreprindere de reparații auto care aveau și mulți angajați și preluau o parte din Parcul Național și se repara. Păcat că nu mai merg în continuare. Chiar am fost la Cluj cu ceva vreme în urmă și am rămas căscalt că IRA nu mai lucrează. Este demolată complet. E păcat. Dumneavoastră în Reghin unde ați mai lucrat? La Autobaza Reghin. Autobaza Reghin făcea parte din Ita Mureș. Ita Mureș avea 7 autobaze și o întreprindere de reparație auto, Sira se numea. Sira există încă și chiar cu meseriaș
extraordinar de buni și la vremea asta, pentru că au condus-o oameni serioși, oameni care au pus suflet. E una să ai un om care vrea să-ți ducă o activitate de azi pe mâine și alta să ai un om care să aibă o viziune pe un termen mai îndelungat și care vrea, știe să facă ceva din unitatea respectivă. Domnul Conțiu, de la Ierta, care, adică de la Sira, de la Mureș, dânsul a fost director acolo și întotdeauna a avut o viziune constructivă asupra unității care a condus-o. Era un meseriaș bun, un conducător deosebit, un om cu care puteai să stai de vorbă și cu care puteai să faci multe lucruri. Pentru că Sira era foarte bine dotată în cadrul Italia. E mare lucru totuși să fii 40 de ani în acest domeniu al mecanicii auto și să fii la curent cu tot ceea ce înseamnă. Numai departe de acest service foarte cunoscut din Reghin, care are niște servicii pe care alte servisuri nu le realizează. Păi acum, vă rog să mă înțelegeți că și noi de multe ori o avem în bară și trebuie să întrebăm câte un prieten, nu suntem noi perfecți. În schimb, avem meseriași chiar buni. Să nu credeți că suntem perfecți. Nu suntem perfecți, dar... Noi nu cred că există perfecțiune în domeniul acesta. Aș dori să fie, dar nu există. Când nu știm, comunicăm. Avem colegii de pe la alte unități. Înțeleg că n-am voie să le denumesc. Trebuie să comunicăm între noi. Pentru că dacă nu există comunicare între noi, nu iese lucrul bun. Și atunci, anumite servicii pe care, iată, reușiți să le oferiți aici... Păi sunt servicii. De exemplu, ca să repare o cutie de viteză automată, era cândva un meseriaș pe la Târgu Mureș, care chiar are un pic de cabană, pe acolo, pe Ilva, unde am și eu chiar un pic de cabană, și mă mai întâlnesc cu bătrânelul din când repara cutii de viteză automată. Mi-e drag să vorbesc cu omul ăla. E, acum avem și noi aici un meseriaș bun care se ocupă de cutii de viteză automate, și care pot să spun că într-un procent de 70-80% nu se desfac a doua oră. Alte servicii deosebite? Păi încercăm, am mai reparat și volante cu masă dublă, care sunt niște piese componente între motor și cutie, care sunt cu masă dublă. Ele sunt foarte scumpe și am găsit modalitatea și în afară de cele sax, acum le denumesc că n-am ce face, le facem pe toate. Deci le reparăm, avem cam 7 volante cu masă dublă pe care, vă spun, clienții sunt foarte mulțumiți. Prețul undeva este chiar sub jumătate sau pe la jumătate, depinde de complicația de efectuare a lucrării. Și noi trebuie să dăm o anumită garanție pentru lucrarea respectivă. Nu putem să ne batem joc de om, pentru că dacă vine înapoi, suntem noi obligați să îi punem o volantă nouă ca să nu avem discuție cu omul în cauză, cu omul care prezintă mașina defectă. Alte servicii? Păi sunt probleme care se mai pot repara. De exemplu, ca și alte servisuri, noi mai putem repara și la sistemul de frânare anumite componente care se permit în cadrul legislației, pentru că sunt niște reglementări care permit planări de discuri de frână. Mai sunt tot felul de probleme la care se mai pot repara. Sau, mă rog, alte organe, componente ale mașinii, cutii de viteze, manuale, grupuri diferențiale. Deci se pot repara multe. Ați spus că nu este o meserie grea, dar cu siguranță munca cu acești clienți nu poate fi ușoară. Sunt oameni și oameni. Probabil cu unii se poate discuta, cu alții nu se poate discuta. Cum aici vă descurcați? Nu, în marea majoritate, să știți că oamenii care vin la noi sunt conștienți că ei trebuie să aibă o mașină bună. Este dureros faptul că la noi nu se câștigă ca în țările din vest, care sunt mai evoluate ca noi. E dureros pentru că nici noi nu putem merge spre dezvoltare, că trebuie să lăsăm un tarif foarte mic, trebuie să mulțumim clientul, și trebuie să chiar înțelegem pe oameni că asta e situația. Discuții mai aprinse au existat? Există, ca în orice alte unități, discuții aprinse, reclamațiile. Noi avem în cadrul societății
o procedură de tratare a reclamațiilor. Se întâmplă să greșim și noi, suntem oameni, dar încercăm să aducem mașina la standardele cerute fără să punem omul la plată atunci când este vina noastră. Până la urmă asta înseamnă să oferi servicii, să ai această pârghie, această linie de comunicare cu clientul. Una peste alta, e o meserie de viitor. Este o meserie, trebuie să înțeleagă tinerii că chiar este o meserie de viitor. Și trebuie să înțeleagă că eu consider că se va depăși criza, pentru că eu consider că așa cum este o criză, și nu știu dacă am spus bine sau nu, n-am spus bine, dar adevărul este că Reghinul a decăzut un pic economic față de cum era cu 15 ani în urmă, 20. Cum resimțiți asta? Păi se resimte în client. Clientul când vine să-și facă mașina, el aș dori să-și facă tot. Și de multe ori întâlnim fenomenul, mai ales când vine și omul cu defecțiuni în service și sunt constatări. Îmi dau seama, pentru că îl văd pe om, omul speriat, oare cât costă lucrarea respectivă, oare piesa respectivă, cam cât ar costa, cam la ce sumă s-ar ajunge. Trebuie să convenim cu el un anumit tarif ca să ne putem încadra în ceea ce poate și omul. Și atunci îi recomandăm întotdeauna să eliminăm problemele care sunt de siguranță a circulației și rămân în atenție cele care nu sunt de siguranță a circulației. Încercăm să capacităm omul ca să înțeleagă că își duce familia în acea mașină. Pe lângă faptul că își duce familia, care întotdeauna e expusă riscului, expune și pe alți participanți la trafic și toți avem copii, părinții, păcat să ne omorâm. Cred că puterea de cumpărare a reghinenilor se vede și în vechimea mașinilor. Încă avem obiceiul să aducem mașini din străinătate la mâna a doua. E la modă încă în Reghin. Da, e păcat că e așa, pentru că, într-adevăr, și eu am o mașină veche, ceva din 92, țin la ea, mi-e dragă, o întrețin și cred că fiecare ar face ca mine să-și o întrețină, să o aibă în bună condiții ca să nu aibă probleme. Eu sunt convins că și eu mi-aș fi dorit o mașină nouă, dar n-am avut puterea să împrumut bani din bancă și să-mi iau o mașină nouă. Deși îmi doresc o mașină nouă și acum, dar vă spun, nu contează vechimea mașinii, contează cât este de bine întreținută mașina. Cel puțin la stadiul ăsta a nostru economic. Ar fi ideal ca guvernul să vină cu alte facilități, ceva chiar, cum să spun eu, cu facilități mult mai mari ca să se poată schimba parcul ăsta care este învechit. Pentru că parcul învechit, un parc învechit îți creează cheltuieli. Automobilul care este vechi, normal că trebuie să-l duci la sudat, trebuie să-l duci la vopsit, e o cheltuială mare. Pe când, dacă stai bine și te gândești, banii ăștia, dacă îi pui pe o mașină nouă, o perioadă de vreme, n-ai probleme cu o mașină nouă. Faci garanțiile care sunt prevăzute în planul de operații, la termenele stabilite și la parcursurile stabilite și atunci ai un parc sănătos, ai un parc care poate circula pe drumurile publice fără să creeze probleme. Mă bucur că avem în comunitatea noastră profesioniști ca dumneavoastră într-un domeniu, iată, care contează atât de mult pentru noi, fiecare are cel puțin o mașină. Păi să aveți parte de sănătate și să puteți transmite mai departe această meserie. Să știți că chiar am fost mândruat când Sorin, de la, nu este greșit să spun, de la liceul numărul 1, mi-a venit cu 6 copii să încercăm să îi învățăm și noi câte ceva. Îmi pare bine că au început aceste școli de meserii, pentru că s-au lăsat în ultimul timp, nu știu din ce considerente, și chiar ne plângeam de meseriaș, să știți. E greu să formez un meseriaș. Eu știu pentru că am avut mai multe echipe care mi-au plecat, băieți foarte buni, care o parte erau chiar buni când au venit. O parte au plecat în străinătate, unul este în Suedia, unul este în Germania. O altă parte a plecat la altă societate vecină cu noi de aici, băieți foarte buni. Alții au plecat la o firmă, două firme renumite în Târgu Mureș, tot de reparații auto. Nu vreau să le numesc, că înțeleg că nu e bine să fac reclamă. E dureros când pierzi meseriaș bun. E foarte greu. Și să încep de la zero cu băieți
pe care trebuie să-i înveți, să-i spui, măi, pe ștandul ăla de frână trebuie să-ți iasă frâna exact la dezechilibrul respectiv. Și trebuie să mergi să-i spui, uite, de aici vine problema, de acolo vine problema. Comunicarea e arta meseriei, cum să spunem. Dacă comunicarea e bună și dacă meseriașul știe ce să facă, undeva la un an, doi, vine el și mă învață. Stai, Narcis, zic, eu știu ce trebuie făcut aici. Și asta e o mândrie, zic eu.